Bun găsit, prieteni! Astăzi vorbim despre problemele legate de anxietate cu Mihaela Sahleana Petroaie, doctor în psihologie, psiholog, psihoterapeut, care a avut amabilitatea să ne primească și să ne dea toate sfaturile, să ne elimine poate și toate fricile. Mare drag întotdeauna! În primul și în primul rând, trebuie să știm ce este anxietate. Auzim din ce în ce mai des folosindu-se acest termen. Trebuie să știm că anxietatea descrie o stare, aș spune, de amenințare și face trimitere la variabile incontrolabile. Este de dorit să fim cât se poate de realiști, să realizăm că nu putem controla tot. Ca urmare, anxietatea ridică probleme, în general, dacă este intensă, dacă este recurentă și dacă afectează viața de zi cu zi. Dacă se întâmplă să existe un episod conjunctural, nu ridică neapărat o problemă, pentru că în viața noastră noi experimentăm o mulțime de stări. Ne sunt cunoscute, am putea spune că avem un evantai de stări. Deci și anxietatea există acolo. Atunci când devine o mare problemă, putem spune că avem stări pe care le percepem că nu le putem controla în mod repetat și care ne afectează viața de zi cu zi, viața profesională, viața personală, viața socială în general. Identificăm diferite variante. Putem vorbi de o anxietate generalizată, care presupune o îngrijorare excesivă și incontrolabilă a tot ceea ce s-ar putea produce într-o zi. Și în privința mai multor evenimente cotidiene să le trăim extrem de anxiogen că nu avem control. Putem vorbi, există și anxietate socială și aceasta face trimitere la situațiile sociale. Sunt persoane care se văd criticate, cântărite, evaluate, judecate de către ceilalți. Fiecare gest, fiecare enunț, fiecare banalitate a comportamentului lor, ele cred că toate acestea sunt interpretate. Care este rezultatul? Încep să evite situațiile sociale, încep practic să se izoleze. Evident, toate aceste lucruri pe care le-am spus ne-ar atrage atenția că ar trebui să consultăm un specialist sau ar fi de dorit să punem niște întrebări să vedem cum am putea să ne simțim mai bine. Pentru că putem vorbi aici și de o inducere a unui stres pe care foarte greu mai putem după aceea să-l gestionăm. Ne imaginăm tot timpul, dacă facem trimitere la anxietatea socială, că tot ceea ce facem este monitorizat. Un autor francez spunea foarte frumos că la 20 de ani ne pasă ce spun toți oamenii despre noi. La 40 ne interesează doar persoanele relevante ce spun despre noi. Iar la 60 realizăm că nici măcar nu s-au gândit vreodată la noi. Oamenii au propriile gânduri, au propriile emoții și nu stau atât de mult să evalueze, să critique, să judece pe alții așa cum o persoană anxioasă și imaginează. Practic, aceste frici, mă rog, uneori par și amuzante, așa cum ați spus dumneavoastră problema mai devreme, dar practic aceste frici dese pe care le avem și le observăm, această schimbare cumva de comportament, ar putea să fie un trigger să ne atragă atenția că ar trebui să ne prezentăm specialistului sau când ar trebui să ne prezentăm, să cerem sfatul specialistului, să ne prezentăm la psiholog sau la psihoterapeut. Când simți că nu mai ai o viață confortabilă sau viața ta nu te mulțumește, cu siguranță există niște cauze. De preferat este să le investighezi și să nu le lași așa. E ca o barcă, dacă vrei să ajungi la o destinație, parcă nu ai lăsa-o să meargă oricum. Poți să întrebi ce este cu tine, sunt oameni care au această autointerogativitate și sunt alte persoane cărora li se atrage atenția că s-au schimbat și acea schimbare
care nu este în bine, evident, reprezintă un semnal de alarmă, că ai putea să afli un pic mai mult despre tine și să vezi, să identifici, că practic în psihoterapie vezi ce gânduri îți generează o anumită emoție, ce arhitectură de gânduri negative generează o arhitectură de emoții negative. Sunt niște corelații care se fac și odată înțelese, practic poți să îți crești calitatea vieții, îți crești confortul psihic. Este o noțiune, și a zice că nu doar o noțiune, ceva la care oamenii încep să țină din ce în ce mai mult. Viața lor nu le mai este chiar atât de indiferentă sau nu mai merg pe ideea unei gripe, poate se întâmplă să și treacă. Nu. Când sunt niște probleme în plan psihic care macină, ar fi bine să nu mergi pe ideea poate vor trece, mai ales dacă aduni zile, aduni săptămâni și aduni tot felul de simptome cu care nu ești deloc confortabil. Dar așa cum sunt problemele, nu știu, medicale, dacă te doare genunchiul, mergi la ortoped, știi, că ar putea să fie da. O problemă de nu știu de care. La... Da, acestea par mai palpabile. Dacă ai o afecțiune dermatologică, o vezi pe piele și te duci la medicul dermatolog. Dacă ai o problemă ortopedică, exact cum ați spus, știi bine, știi foarte clar să consulți un ortoped. În momentul în care problema apare în planul psihic, primul lucru sau unul din primele lucruri pe care în general o persoană le face și își pune bariere, dar pot eu să am așa ceva, dar ce ar crede alții despre mine sau cum să mi se întâmple mie așa ceva? În primul rând, repet, trăim o multitudine de stări, avem un evantai de stări, nu este nimic rușinos în asta, nu este nimic bizar în asta. Firescul lucrurilor ar fi să faci să-ți fie bine. Viața nu este ceva ca să fie un chin, ci o călătorie frumoasă. Depinde cum vrei să ai această călătorie. Dacă vrei să ai o călătorie frumoasă sau dacă vrei să ai o călătorie cu tot felul de întreruperi și necazuri. Fiecare are această noțiune despre fericire legată de când o să am nu știu ce lucru, o să fiu fericită, da? Obții lucruri respectiv, da. Nu ajung să fiu fericită. Fericirea nu apare. Da, pentru că investesc sau își fixează nivelul de mulțumire sau fericire undeva într-un viitor și asociază sau investesc emoțional acel punct în viitor. Când apare minunata bifare, constatarea tristă este că nu s-a modificat starea. Sunt cazurile celebre cu femei care consideră că viața lor s-ar schimba în bine dacă silueta lor ar arăta altfel și fac eforturi intense și imense să arate altfel, ajung la greutatea respectivă și viața lor este la fel sau chiar mai rău decât și-ar fi putut imagina și atunci apare și o depresie. Contează foarte mult să fii pe o linie rațională când stabilești asemenea planuri și să nu te condiționezi. Dacă voi ajunge aici, voi fi mulțumit. Dacă voi depăși o anumită linie, voi avea coronița cu fericire. Nu se întâmplă în general în viață așa. În viață, ca să poți trăi aceste stări de mulțumire sau să ajungi la fericire, trebuie, în primul rând, este de preferat să tinzi spre echilibru. Echilibru sună banal, dar să știți că este foarte greu de atins și dacă vă uitați în jur, veți vedea câte persoane îl ocolesc cu precizie matematică. Ce am putea să facem? Unele femei sau bărbați sau indivizi, în general, persoane, oameni, ne credem puternici. Și știm, de-a lungul vieții au trecut oamenii prin niște experiențe mai dificile și acelea le-au demonstrat că sunt puternici. Da. Au anumită imagine despre ei înșiși. Dar sigur că ajung în situația asta în care suferă în momente de anxietate, nu știu, atacuri de panică, n-aș putea să... Nu este nimic rușinos în asta. Ce putem să facem noi înainte să ajungem la... Sunt foarte multe persoane care au depășit momente grele în existența lor, exact așa cum ați spus, și nu-și explică de ce momente
la nici 20% din dificultate le-ar putea da peste cap. Da, se întâmplă așa pentru că în anumite momente grele ai avut niște resurse și ai luat de acolo ca dintr-o cămară, din niște rezerve, la un moment dat toate aceste rezerve se termină, ești epuizat și lucruri mult, cu un impact teoretic mult mai mic pot să fie sau să le percepi ca devastatoare. Cu cât te revolți mai mult, cu atât starea pe care o percepi este culmea și mai apăsătoare, adică nu ieși din ea. Este ca și cum ai fi în apă și ai spune, dar eu care sunt un înotător atât de bun, de ce nu mă descurc cu niște valori atât de simple? Și starea de enervare nu te ajută să ajungi mai repede la mal, în niciun caz. Mm-hmm. Îți complică situația și amintirile sau trecutul în care ai făcut față unor evenimente nu te ajută în situația respectivă. Unul din lucrurile pe care oamenii iarăși îl ratează, aș spune destul de frecvent, este să aibă răbdare cu ei înșiși. Ce vreau să spun cu asta? Noi toți avem un ritm. Noi nu putem funcționa după ritmul altcuiva sau după un ritm așa cum ni l-am stabilit. Trebuie să ne cunoaștem mai mult. Psihoterapia, din nou, ajută în a te cunoaște mai bine, în a-ți sonda propriile resurse, te ajută să le conștientizezi și să știi cum și când să le folosești mai bine. Psihoterapia ajută, dar mergi la psihoterapeut o oră, două ore pe săptămână, probabil în funcție de disponibilitatea ta și a psihoterapeutului. Dar așa cum mergi, spre exemplu, la antrenamentul pentru un sport, mergi odată, dar între timp trebuie să exersezi. Sigur. A participa la ședințe de psihoterapie nu este echivalentul a-ți lăsa mașina în service și a veni să o iei reparată. Înseamnă o coparticipare. Uh-huh. Înseamnă o coparticipare, înseamnă a fi foarte prezent acolo, a fi foarte motivat. Aș adăuga, în psihoterapie vii cu motivația ta, nu a rudelor, nu a apropiaților, nu a prietenilor. Evident, ei îți pot sugera, dar motivația trebuie să fie individuală. Funcționăm bine cu propria motivație, nu cu motivațiile altora, oricât ne-ar fi ceilalți de dragi. Și o ultimă întrebare sau o dorință a mea de a ne da un îndemn, un sfat cu privire la faptul că, în general, observăm în media, tot felul se aduce acest termen în discuție, anxietate. Din ce în ce mai mulți oameni suferă de anxietate. Ni se prezintă tot felul de situații care ne induc starea de frică. Și ce să facem? În primul rând, să nu mai vedem viitorul ca un asediu, un asediu anunțat. Da? Nimic nu poate fi atât de strâmb, atât de împovărător, atât de copleșitor dacă ne punem puțin gândurile în ordine și ne analizăm propriile gânduri. Analizându-ne gândurile, vom vedea și emoțiile asociate. Și unele gânduri sunt atât de ilogice încât le putem demonta relativ ușor. La altele poate avem nevoie de ajutor să înțelegem unele conexiuni și unele lucruri care s-au întâmplat puțin în trecutul nostru și asupra cărora poate ne este un pic mai greu să înțelegem sau să operăm singuri. Dar viitorul nu este un asediu anunțat și nu trebuie perceput astfel. Nu facem decât să ne stricăm și prezentul. Uh-huh. Și aș spune că este de luat în seamă calitatea viitorului nostru este în funcție directă de prezentul nostru. Practic, dacă în prezent ne gândim în termenii cei mai catastrofici, nu am putea spune că am avea un viitor liniștit. Foarte mare atenție la ceea ce gândim, ceea ce simțim și mai ales cum interpretăm toate acestea. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste sfaturi, toate aceste informații. Dragii mei, acesta a fost interviul nostru de astăzi.